Oameni buni, a funcționat, am intrat la banii ăștia mulți. Bine, bai, cele mai multe jocuri la cele mai mici prețuri. Link în descriere. Apăsați-l sau sunteți hobbies. Astăzi joc din nou Dude Theft Wars pentru că am primit de la voi o grămadă de comentarii foarte interesante. Mă rog, nu ăsta care zice că o să-mi înjure mama dacă nu-i dau toți Robloxii. Dar da, după cum spuneam, am primit de la voi o grămadă de comentarii interesante cu lucruri șmechere pe care, mamă, poliția era să-l omoare pe ăla. Cu lucruri șmechere sau poate niște buguri pe care le vom testa astăzi împreună. Mă, care-i faza cu NPC-urile de pe jocul ăsta care conduc atât de prost? Deci uite examinatorul de la poliție cum urcă pe trotuar. Deci el ar trebui să fie un exemplu de urmat în lumea asta din Dude Theft Wars. Și el lovește copaci, merge pe trotuar ca un terminat, să mă roadă viderele. Oameni buni, apăsați butonul de like dacă mă considerați frumos, rău de tot. Mamă, s-a lovit poliția și poliția îl ignoră complet. Da, și nu uitați să vă abonați la canalul meu de YouTube și la canalele secundare Pink Mănâncă și I Hate Pink 2.0. Mă, și-au vrut să mă omoare, jur. Și nu uitați să scrieți în secțiunea de comentarii un comentariu, vreau să-mi scrieți exact momentul din acest clip care vi s-a părut epic. Asta să-mi scrieți. 5.23 moment epic. Mamă, ce accident a fost și acum a mai fost încă unul, că sunt și eu terminat, dar eu am voie să fiu terminat. Bun, am o grămadă de comentarii, haideți să punem în practică toate chestiile pe care mi le-a zis și vom începe cu taxiul, pentru că Abeche zice că ar trebui să încerc să tunez taxiul cât timp sunt cu un client în el, căci că o să stea NPC-ul lângă mașină. Nu uitați că dacă vreți să cumpărați jocuri la un preț foarte bun, le găsiți pe Eneba, oameni buni. Eu înainte să cumpăr primul meu joc de pe Eneba, eram efectiv lipsit de mușchi și acum ia uitați-vă aici. Bă, deci am cumpărat Dead by Daylight-ul de acolo și am devenit de 3 ori mai puternic. Pă bune, împing la piept 60 de kg, ești nebun? Și aveți suport 24 de ore din 7 jocuri de PC, Xbox și ce mai vreți voi. Nici măcar nu știu de ce vă mai zic, că sunt sigur că săriți peste partea asta. Deci ar trebui să luăm mașina de Uber, de taxi, de pe undeva și să vedem ce se întâmplă dacă încercăm să tunăm taxiul cât timp avem un client în mașină. Ia uite sediu Uber aici cu mașinuța de taxi pe care o vom lua și o să ni se spargă timpanele acum. Da, bro, am înțeles că îți place să asculti muzică country cât timp ești cu taxiul, dar totuși. Cum îi zice un... Mă, ăla de unde a apărut? Cred că nu e bine că am omorât pe cineva, nu-i așa? Sper că nu o să fiu concediat de la slujba mea de taxi. Văd un om, văd un om, văd un om și am făcut mare accident, m-am învârtit. S-a învârtit și mama chiar. Bun, să mă roadă castorii, urcă-te aici, mustăciosule. Urcă-te aici, că vreau să-ți arăt schema din Giulești, Crângaș. Dacă vă plac castorii, să-mi scrieți în secțiunea de comentarii. Am o idee foarte șmecheră pentru un castor care o să facă un baraj și apoi o să distrugă multe chestii. Stai așa, că acest minunat individ este încă în mașină. Deci, individul este în mașină. O să încercăm să-i facem cauciucurile mai mari, de ce nu? Da, o să dăm purchase. Când dăm back și ieșim, ce se întâmplă? Aulo, am... Sunt blocat în zid. Timpul e pe minus acum. Și eu sunt blocat în zid. Bun, vom scoate asta și vom trage în pământ. Cumva a funcționat și am ieșit din zid. Oh, nu, stop, de ce a... Nu, te rog, te rog, nu, să nu fii bubuit, te rog, unde e? Oh my god, stai, cine-i ăsta? Bro, cine... Cine-i ăsta? Nu ăsta era în mașină, era altă persoană, what? Ok, asta este foarte ciudat, cred că o să aruncăm o grenadă aici ca să încercăm să scoatem mașina de acolo. Deci, s-a întâmplat ceva destul de suspicios, dacă mă întrebați. Pe mine a rămas și asta pe hartă undeva pusă din cauza mașinii. Mașina a rămas blocată acolo. Bine că nu pot să fur ăla când îl văd și e la 3 secunde de mine. Perfect, este din nou aici. O să punem frână și o să luăm iarăși taxiul. Dar vom încerca să nu distrugem mașina dacă tot încercăm să ne scoatem din zid. Văd un client, văd un client. Vino încoace, domnule.
Și are și muftață și ochelari mov sau ceva. Putem să scoatem asta de pe hartă? Nu putem să scoatem de pe hartă. Bun, n-are importanță. Mergem repede cu el aici să-i arătăm schema din Giulești. Bun. Și... stai, deci... De ce sunt invers alea? O să ajungă pe 0 secunde, se duce pe minus secunde din nou. O să facem astea mai mari. Putem să schimbăm culoarea? Nu putem să schimbăm culoarea și putem să reparăm. Dacă reparăm... dacă am reparat-o, a dispărut NPC-ul, dude. E același individ, ești nebun? Mă, tu cum ai ajuns iar acolo? Hai, urcă, de data asta promit că te duc unde vrei, bro. Plus că avea 60 de secunde? Hai că te ducem până în celălalt capăt al hărții. No, domnule, o să mergem cu el fix aici. Și ia să vedem, o să modificăm o mică idee, uite așa, purchase și ieșim afară. Oh, uite, de data asta nu m-am mai băgat în, cum îi zice, în zid. În momentul ăsta, NPC-ul a rămas blocat în mașină și îi se scurge timpul. Dar de ce se scurge atât de repede? Hold up. Minus 1, minus 2? What the freak? Oh, uite, sunt doar o mână. Sunt doar o mână, uite-te la mine. Unde a dispărut? Deci s-a dus timpul pe minus și la un moment dat a făcut animația aia și a plecat. Băi, de ce nu... Bro, mi-a dispărut HUD-ul. Bro, mi-a dispărut HUD-ul de tot. Nu mai văd nimic pe ecranul meu. Ai face bine să nu mă lovești. Eu când ți-am zis... Deci mi-a dispărut HUD-ul, oameni buni. Sincer, arată jocul mai bine decât credeam. Nu mai pot să intru în mașina asta, dintr-un motiv sau altul. Cred că dacă încă apăs pe ecran, cumva butoanele funcționează. Asta e ciudat, rău de tot. Nu, butoanele chiar nu mai funcționează cumva. Deși, uite, pot să-l lovesc pe ăsta, pot să-i lovesc mașina de pompieri. Șterge de aici, prostule, cu pompierii tăi. Șterge de aici, că îți trag niște... Am crezut pentru o secundă că s-a dezumflat cauciucul. Îți trag niște... Mă, s-a dezumflat sau a intrat în pământ? Deci, ia, fii atent, da? Dacă dai o palmă la cauciuc, se dezumflă, really? No, ia stai așa, domnule polițist, că am să-ți arăt o schemă, ia. Stai așa. Stai, bro! Da, mă, se și aude. Ăsta nu e polițist. Bun, sincer, a fost foarte ciudat. Deci să reparăm taxiul, are niște interacțiuni ciudate, rău de tot. Mariana îmi zice că a aflat un nou secret. Dacă iau duba de la restaurant, o să se transforme în autobuz. Probabil vrea să zică să o și reparăm. Duba de la restaurant, oameni buni. Păi, sigur, putem să facem rost de duba de la restaurant. Și aparent, dacă o reparăm pe asta, se transformă în autobuz. Băi, eu cred că aceste buguri nu sunt în joc după voia developerilor. Eu cred că... Sunt atât de terminați, dacă mă înțelegeți. Și dacă și voi sunteți terminați, glumeam, nu sunteți. Deci cei mai șmecheri și neterminați și de-abia începuți, dacă stau să mă gândesc. E destul de bine. Da, mie mi-e dor de vremurile când eram de-abia început, acum am 28 de ani. Anyway, mergem cu această mașinuță. Cred că o să trebuiască să lovim acel copac prin care am trecut, pur și simplu. Mă mănâncă nasul rău. Să ducem dubița aici, să intrăm în garaj, să o reparăm și... De ce să mint? Mi-a plăcut! Cum, Dumnezeule mare? Deci chiar s-a transformat în autobuz, băieții mei. Sunt direct 783-ul care pleacă de la Piața Unirii 2 și ajunge până la aeroport Otopeni. De ce știu chestiile astea? Pentru că am folosit autobuzul o bună perioadă de timp și autobuzele sunt destul de șmechere. Transportul în comun este foarte ieftin comparativ cu... O mașină și știu asta, că am lovit pragul dreapta și îmi cerea 1000 de euro să-l fac. Dar nu vreau să vorbesc despre asta. Următorul comentariu, sincer, e complicat, rău, nici măcar nu știu dacă o să putem să testăm așa ceva. Deci, ai făcut stânga, nesimțitule. Dacă echipezi miniganul și te calcă o mașină, după echipezi altă pușcă și te încalcă altă mașină, vei avea ambele puști în mână. În primul rând, cine folosește cuvântul pușcă în 2023, Doggy? În al doilea rând... Cum vrei tu să testezi o chestie asta că am miniganul, da, și nu e nicio mașină pe aici și trebuie să ne lăsăm călcați cu miniganul după care să schimbăm pe altă armă și să ne lăsăm călcați de altă mașină, păi și gen... Aoleo, stai, nu, n-aveam miniganul!
Ok, calcă-mă. Dă-i cu mai multă viteză, te rog. Ok, o să mă dau mai în spa... Așteaptă, bă! Ok, ok, acum calcă tare. Calcă-mă tare, calcă-mă. Lovește-mă. Ia-ți viteză. Ești vai de steaua ta și ar trebui să mori. Oare e din cauza... Oare e din cauza... Bro, nici măcar nu putem să fim călcați de mașină, jur. Ok, am fost călcați de o mașină odată. Și acum am un pistol și sper să fiu călcat de altă mașină. Calcă-mă! Mamă! Asta nu funcționează. Deci mi se pare că e efectiv imposibil să fii călcat de două mașini și apoi, și apoi să ai arme diferite în mână și să... E, uite, a venit ăsta la mine, s-a oprit pur și simplu. Aolo, da, chestia asta... Uneori în viață, oameni buni, știți cum se zice. De ce e atât de gălăgioasă arma asta, Iisuse? A, poți să și mori, gen, nu e problemă. Mamă, cine și-a luat, mă, G-clasul ăsta să mă scui pe hamsterii în gură după ce au făcut 3 baraje, de ce să vă mint? Da, Doggy și-a bătut joc, oameni buni, noi nu putem să testăm așa ceva. Mașinile efectiv se opreau pur și simplu și nu făceau absolut nimic. Mamă, da, Viorica Ulmeanu are mare comentariu care zice: am încercat să spunez mașini folosind codul Hey Taxi lângă camera cu banca, acolo unde se află... Namis, nu știu ce e cuvântul ăsta, și l-a dat cu granada, apoi s-a bugit și a băgat-o înăuntru la bancă, unde e foarte mult, unde sunt foarte mulți bani. Da, mă, da, da, mă, da. Așa că haideți să mergem la bancă și vom încerca să intrăm în camera secretă plină cu bani de la bancă, spunând mașini, dând cu grenăzi, înjurând-o pe... Mama, băncii, urăsc băncile, chiar sunt cringe rău de tot. Uai, stai, care e banca și unde e, că nu mai aduc aminte, dar... Gamerul rege la game-urile video. Asta este banca, mă, că eram fix lângă ea. Da, mă, dar știam, oameni buni, oricum știam. Deci aici este banca, iar noi trebuie să încercăm să intrăm cumva înăuntru. Hai să începem prin a spuna mașinuțe aici jos cu Hey Taxi și apoi să le dăm... poate o grenadă, ia să vedem. Deci mergem aici și scriem Hey Taxi. Bun, și acum o să spunem. Oh, cred că avem o mică problemă. Oh, no. Se spunează sus. Oh, no. Bro, se spunează sus. Și acum sunt cam multe acolo. Oh, lo. Bun, vom da o grenadă, dar pregătiți-vă, oameni buni, pentru că urmează să fie foarte mult lag. Am dat-o fix acolo, m-am pus în colț. Mamă, ce se întâmplă acolo? Cred că au buguit, au bubuit toate mașinile și au buguit. Mă, cum adică getting arrested? Hello? Bă! Mă, ce? Bă, stai așa o secundică, mi se pare mie sau este... Aici mașina asta de poliție! Oh, pentru că cineva mi-a zis în secțiunea de comentarii să încerc să o tunez pe asta, să vedem ce se întâmplă, pentru că la mașina asta vedeți că este un polițai ieșit afară pe geam și este cu pasta... Tive, mergi și ieși afară din gârla asta, că maică mea ar fi foarte dezamăgită de un fiu ca tine, dar eu nu sunt ca tine, eu sunt șmecher și știu să ies din gârle. Ăsta de tuning, am pus cea mai mare frână, după care trebuie să ne dăm cu spatele și să intrăm așa, enter garage. Oh, 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 oh. Prima dată m-a scos automat din garaj. Foarte interesant. Deci nu are decât o singură culoare. Reparație putem să facem. Tires putem să modificăm. Sure. Și ăsta a rămas așa. O să-i dăm și repair. Am reparat-o de 2 ori și mi-a luat banii și nu s-a întâmplat absolut nimic. Bă, hold up. Polițistul a rămas afară. Roțile sunt mari. Dar acum nu mai conduce singură. Haideți acasă să salvăm mașina asta. Iar casa mea este desigur în... Hamsterii mei, unde să fie? În casa mea este fix aici, ăla era PewDiePie. Perfect. Și acum fii atent, fii atent și fii atent în același timp. O să dăm cu spatele aici.
Right, și o parcăm mai drept. Stai așa. Oi, mergi. Perfect. Mă, ce face? Mă! Alo, 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 și alo. Ce-a făcut mă ăsta? În primul rând, de ce conduce? Credeam că nu mai conduce. Mă, frate, nu mai conduce nimeni mașina. Am crezut că e a noastră acum. Bro, nu pot să ies de tine, te rog. M-a blocat poliția aici, ești nebun? Stai, s-a dat. Mersi, mersi, bro. Bun, și dacă salvăm jocul acum... Da, cu mașina asta aici. Oh, dar nu cred că e aici. Oh, deci pe asta n-a salvat-o. Ce gherlă ordinară, oameni buni, da. Deci înseamnă că trebuie să ne întoarcem la bancă cu codul Hey Taxi. Oh, am spunat un pic cam multe. Cam o idee, cam multe, cred. E una pe afară. Aolo. Dacă intrăm în ele și ne dăm jos... Bro, what? M-a dat afară de tot. Mamă, sunt prea multe mașini și avem lag acum. Mă calcă mașinile în picioare, nu știu ce se întâmplă. Ok, te rog. Oh my god, a funcționat. Oameni buni, a funcționat. Am intrat la banii ăștia mulți. Bă, am intrat la banii mulți, bă, și acum haideți să dăm o grenadă ca să nu mai aibă banca 100. Am dat cam multe grenăzi, ajutor. Doamne, ajutor! Ce se întâmplă? Nu trebuia să dau atât de multe grenăzi. Sunt arestat în momentul ăsta, deși să mă roadă castorii de vămint. Mamă, câți bani! Mamă, câți bani, băieții mei, câți bani! Uitați-vă la banii ăștia cât de mulți sunt. Îmi vine să-i... Voiam să zic că îmi vine să-i ling, dar ce să mai... Bro, de-abia am ieșit din pușcărie, ce? Alo, domnule polițai, care e problema dumneavoastră? Oh my god, l-au omorât pe unul dintre polițai! L-a lovit și pe al doilea care dansa! Ce? Oh, lol, l-a lovit și pe al treilea! Oh, i s-au spart astea de la țepi! Și dacă nu mă înșel, era un comentariu care zicea ceva legat de țepii ăștia, dar o să vedem mai încolo. Bun, ei bine, Xino ne zice că dacă luăm UFO-ul din fermă și îl punem în garaj, când suntem în casă, nu putem să salvăm. Cum adică nu putem să salvăm? Poate vrea să zică că când salvăm, nu se salvează UFO-ul acolo, nu? La fel cum nu a vrut să se salveze ce Dumnezeule mare am vrut noi să salveze. Vrei să mergi mai repede mașină? Come on. Perfect. S-a dus, pa, pa, racheta lui Elon Musk. Uite OZN-ul. Perfect, perfect. Și înseamnă că trebuie să îi arătăm schema din Giulești. Adică obiect zburător netrebnic. Aici. Și apoi o să-l lăsăm jos de tot. Oh. Ok, nu atât de jos. Și o să mergem cu el, dar nu văd absolut nimic. O să mergem cu el în garaj. Deci el cred că se referă la faptul că dacă băgăm ăsta aici și salvăm, nu o să se salveze. Bă, având în vedere că e un NPC care conduce înăuntru, mă gândesc că, uai, a rămas acolo. O să salvăm. Oh my god, nu pot să salvez deloc? Bun, și dacă salvezi din telefon? Nu merge deloc să salvezi. Ok, acum înțeleg ce a vrut să zic autorul prin nu pot să salvezi. Like, actually, nu poți să salvezi oameni buni. Nu, da, nu puteți să salv... Ce-i cu dezacordurile astea? Am probleme mentale cumva? Dacă tragi cu RPG în sus la maxim, racheta o să vină înapoi. Cu RPG-ul la maxim fix în sus. Deci în momentul ăsta ne uităm la 90 de grade fix în sus. Oh, vine înapoi! Chiar vine înapoi. Bro, ce era să se întâmple? Bă, era să-mi distrug monster truck-ul, ești nebun? Rămâi acolo, tati, că nu e timpul tău să ieși afară. Rămâi acolo. Deci... interesant. Nu mai vezi clădirile când ești în ăsta. Deci, chiar funcționează, mă. Dacă dai cu acest lansator de rachete... În sus... Ele cad înapoi pe pământ, dar deși mă uit cât de în sus pot, cumva... Oh, shit, o să vină înapoi, ia-ți de-am. Vine bombardamentul, ia uitați, oameni buni. Ia uitați-le cum vin, ia. Pam!
Și pam! Și pam! Mamă, cum ar fi să-l lovească ăla? Aaa, a trecut pe lângă. Putem să tragem fix un om? Oh, oh, glumeam! Asta n-a fost o idee atât de bună. Am crezut că o să fie o idee mai bună de atât, dar... Dacă arunci o grenadă sub tine și schimbi caracterul în Richie și apoi îl schimbi înapoi, n-o să-ți iei damage. Po, bune! Deci tu vrei să insinuezi că dacă eu mă duc, uite aici, și îmi dau o grenadă sub picioare, da, și să zicem că o arunc și schimb pe Richie, a explodat și grenada. Ok, și acum când mă schimb înapoi să înțeleg că... E bine, par să fiu în viață. Nu pare să se întâmple nimic. M-am gândit că poate se oprește timpul și când vii vezi și explozia. Aolo. M-am gândit că poate când vii vezi și explozia și nu-ți iei damage. Dar aparent explozia are loc și tu nu mai pățești nimic. Foarte interesant, nu știu care e faza cu elicopterul. Și mai e un comentariu de la Rareș care zice: dacă oprești timpul, elicopterul se va mișca, reacția mea. Oh, ăsta nu se oprește când oprești timpul. Nici alea nu se opresc când oprești timpul. Sirenele. Sirenele cu Andra Gogan, nou sezon în care Andra descoperă că pendantivul de fapt o poate transforma atât în sirenă cât și în vârcolac. Nu cred că o să se întâmple chiar așa, dar... Și apoi mai mult... S-a oprit elicea și cealaltă elice din spate a elicopterului. Mașina asta de ce nu s-a oprit? Acum s-a oprit. Frate, e bugit asta cu opritul timpului, deci fiți atenți. Apăs și nu merge și după aia apăs iarăși și nu merge și apoi apăs și merge. De exemplu, am apăsat acum, fiți atenți, o să... Uite, mașina asta e oprită, alea de acolo nu. Dubios și foarte... Foarte indubitabil. Indubitabil rău de tort. Ia că-i arăt și lui ăsta o schemă, da? Te crezi șmecher, scooter stupid ce ești? Scooterul a rămas intact, copacul e... Nu mai contează ce voiam să zic, oameni buni. Cred că voi pune capăt acestui minunat episod aici. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like, să vă abonați și să-mi scrieți în secțiunea de comentarii ce moment vi s-a părut foarte epic. Iar eu acum, la final, voi comite crime împotriva umanității.